Am făcut Valea Gurghiului, am făcut Valea Luțului cu localitățile de pe această vale, am făcut Valea Mureșului în mare parte și în amonte și în aval. Iată, astăzi intrăm pe Valea Beicii și ne vom opri în localitatea Beica de Jos ca centru de comună. Localitatea Beica de Jos, care și are mai multe sate asupra căruia o să mă opresc. Acum, Beica de Jos este pe drumul național 15 până la ieșire din Reghin. De la ieșire din Reghin spre stânga se face drumul județean 153 Reghin-Sovata. După, hai să zicem, 6-7 kilometri, intrăm în comuna Beica de Jos. Vecini, Reghin, Petelea, Chiherul de Jos, Gurghiu, chiar dacă ne uităm mai departe. A fost atestată la anul 1453 ca Vila Belchen, Alșă Belchen, adică Beica de Jos. În 1700 este atestată aici o biserică de lemn, o biserică care face parte din categoria bisericilor călătoare. Eu despre asta am mai vorbit, adică mutate dintr-un sat în altul de-a lungul secolelor. Pe partea ei dinspre Reghin are graniță cu rezervația Mociar, stejerișul de la Mociar, despre care iarăși eu ceva am povestit. El se află și la graniță cu Reghinul, dar și în zona graniței cu Gurghiu. O rezervație care este pe aproape 50 de hectare, peste 370 de arbori seculari, în special stejari. Rezervația aceasta este, hai să zicem, protejată, este monument, aș putea spune, al naturii și ea face graniță cu această comună care este Beica. Acum, ca și la alte localități, am prezentat starea economică a comunei. Comuna aceasta, Beica, și zona ei limitrovă cu satele pe care le administrează, este o zonă cam săracă, numără în jur de 4560 de hectare de teren repartizate cu intravilane, de exemplu 156 de hectare, are 943 de locuințe, are ceva pădure, ceva pășun, dar slab. Dacă comparăm averea acestei localități cu averea Ibăneștilor, de exemplu, care are peste 20.000 de hectare de pământuri, dacă comparăm, vedem că este destul de săracă. Pământurile în zonă sunt cam de categoria 3 ca fertilitate, pentru că, iată, în istorie, pământurile cele mai bune din zona Reghinului au fost distribuite sau ocupate de către sași. Cele de categoria a doua sau chiar și a întâia au fost ocupate de unguri, iar populația românească, care erau de regulă iobagi, au avut pământuri de categoria 3, 4 ca fertilitate. Populația comunei Beica de Jos este de 2243 de locuitori per comună, dar în satul Beica de Jos sunt numai 781 de locuitori. Structura am dat-o la fiecare localitate, o dau și pentru Beica de Jos. Iată, 56% sunt români, ceea ce înseamnă cam 1420. 11,49% sunt maghiari, ceea ce înseamnă cam 270 de persoane. Și iată, 29,93% sunt țigani, ceea ce înseamnă cam 551, deci peste 550 de suflete. Satele
comunei Beica de jos sunt Beica de sus, atestată la 1435, Valahische Birk, adică Beica română, e pe drumul comunal 11 de la Beica de jos, la circa 3,7 arată harta, kilometri, să intră în satul Beica. De aici spre stânga se ajunge la Sân Mihai și la Comor, iar spre dreapta la Șerben și la Urisiul de jos. Populația acestei localități, Beica de sus, la 1930, la recensământul național de atunci, a fost de 461 de locuitori. Astăzi, localitatea puțin peste 290 de locuitori. A aparținut domeniului Gurghiu această localitate și domeniul Gurghiului, al lui Bornemisza, parțial a ajuns și după ce a pierdut procesul cu statul austriac, parțial a intrat și sub domeniul brâncoveneștilor, adică a baronului Kemeny de la Brâncovenești. Un alt sat a fost și este Căcuci, atestat la anul 1241, Vila Căcuci, vechi sat, astăzi cu 160 de locuitori, am găsit și la 162, dar asta depinde și de momentul când s-a făcut recensământul și de momentul când au plecat. Este așezat între Beica de sus și Sân Mihai. Această localitate este și ea pe drumul comunal 11, face parte din comuna aceasta a Beicii de jos. Ocupația, agricultură, în general, cum spuneau, o populație de regulă destul de săracă, dar se pare că a început în ultima vreme să se învioreze, ceea ce este nota bene. Oricum, această Beica de jos este una dintre comunele foarte aproape de Reghin și ea gravitează economicește asupra sau în piața Reghinului, fie ea de jos, fie cu ocazia târgurilor. Problema Văii Beici o să mai discutăm și în alte emisiuni. Sat foarte important, aparținător Beicii de jos, este Șerbeni, la anul 1453 atestat ca Vila Șorbis. Are o distanță de circa 20 de kilometri de Reghin. Este aici un monument, groapa comunală a eroilor din război, unde sunt înmormântați și cunoscuți și eroi necunoscuți. Este apoi localitatea aceasta Șerbeni alături de Beica de jos, care aduce, iată, aduce în total 739 de locuitori. Aceasta până în 1966, dar astăzi Șerbenii nu mai are mai mult de 451 de locuitori. Sân Mihaiul de Pădure este între Comor și Căcuci, atestat la 1319, la 1854 este Sân Mihai Telic, o denumire pe care am găsit-o în istoria acestei comune. Populația Sân Mihaiului de Pădure este de 334 de locuitori. Acum mi-a rămas și cred că aș fi vrut să rămână la urmă, nu în ultimul rând, Nadășa, un sat aparținător acestei comune, Beica de jos. Nadășa este la 1453 atestată ca Vila Nadăș sau la 1733 ca Olah Nadăș, adică Nadășa română. Este pe pârâul Chiheru și pe drumul județean 153 la 13-14 km de Reghin. Și aici este o biserică
de lemn, călătoare, aparținător de, a aparțina cândva de mănăstirea de la Chiher, despre care o să vorbim într-un altă prejurare. La această biserică s-a făcut cândva o expoziție muzeistică cu obiecte bisericești. A fost foarte interesantă, vizitată des de cei din Reghin și din împrejurimi. Am auzit și așa a și fost. Biserica a fost vandalizată, devastată, multe obiecte au dispărut. Populația comunei Nadășa, în momentul de față, este de 319 locuitori. Și această zonă, alături de celălalt, este o zonă săracă, dar pare că, dat fiind faptul că este la șosea, este un sat mai aparte în cadrul comunei Beica de Jos. Despre Nadășa eu am mai vorbit și când am amintit despre Habic, dar probabil că o să mai amintesc și în alte dăți.